despre descoperirea dumnezeiască. Ce este descoperirea dumnezeiască? Descoperirea sau revelația dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor pentru ca aceștia, cunoscându-L pe El, voia Lui și lucrarea Lui, să-L cinstească după vrednicie, să împlinească voia și prin aceasta să se mântuiască. Ce dovedește din partea lui Dumnezeu această descoperire? Descoperirea dumnezeiască dovedește marea iubire a lui Dumnezeu față de oameni. Dumnezeu este iubire, iubire nesfârșită, un ocean de iubire, cum zic Sfinții Părinți. Prin ea Dumnezeu revarsă lumina și căldura Lui, cea mai presus de fire, asupra întregii făpturi și o ajută să se împărtășească cât mai deplin de puterea cea de sus și de adevărul cel mântuitor. Descoperirea lui Dumnezeu e însă și această lumină ce ni s-a dat din nesfârșita lui iubire față de noi. Dumnezeu a dat descoperirea sa pentru toți oamenii? Descoperirea dumnezeiască a fost dată pentru toți oamenii, pentru că toți au nevoie de mântuire, dar, întrucât nu toți erau vrednici de a primi descoperirea direct de la Dumnezeu, ea a fost încredințată anumitor oameni aleși, care, la rândul lor, să o vestească celor ce doresc să o primească. De ce nu toți oamenii pot primi descoperirea direct de la Dumnezeu? Pentru nevrednicia pricinuită de necurăția sufletului și a trupului lor, în urma căderii în păcat a protopărinților noștri. Care au fost vestitorii descoperirii dumnezeiești? Oamenii aleși de Dumnezeu în acest scop au fost patriarhii, Moise, drepții și prorocii, care au primit și au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sânul poporului evreu. Această descoperire a fost adusă oamenilor în chip deplin de însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume. Mântuitorul a răspândit în lume descoperirea dumnezeiască prin Sfinții Apostoli și ucenici, în biserica întemeiată de el și intrată în istorie la cincizecime. Este cu putință ca Dumnezeu să se descopere oamenilor? Este cu putință. S-a susținut, totuși, de către unii înțelepți păgâni și de către unii eretici, că Dumnezeu nu se putea descoperi oamenilor. Întâi, pentru că Dumnezeu cel nesfârșit, cel nematerial, cel neschimbător și cel veșnic nu s-ar fi putut apropia și nu ar fi avut, deci, cum să fie cunoscut de către ceea ce este mărginit, trupesc, schimbător și trecător. În al doilea rând, dacă Dumnezeu s-ar fi apropiat de ființele muritoare, aceste ființe slabe și neajutorate nu ar fi reușit să cuprindă și să înțeleagă descoperirea care li se făcea. Acei păgâni și eretici judecau așa, pentru că ei socoteau pe Dumnezeu ca o putere nepersonală, lipsită de viață și mai ales de iubire. Pentru noi, creștinii, nu sunt asemenea opreliști, fiindcă, după învățătura bisericii, Dumnezeu este o ființă personală, care poate avea legături cu alte persoane și, deci, și cu oamenii. Sfânta Scriptură însăși ne învață că Dumnezeu a ținut mereu legătura cu oamenii din cele mai îndepărtate timpuri, dându-le descoperirea sa. După ce Dumnezeu, odinioară, în multe rânduri și multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Ca izvor al vieții și al iubirii, Dumnezeu se apleacă și se descoperă continuu oamenilor. El nu e niciodată prea sus sau prea departe, pentru că El sălășluiește și în inimile noastre. Descoperirea dumnezeiască privește pe oameni și ei pot să o primească. Ei sunt chipul și asemenea lui Dumnezeu și prin aceasta îndreptățiți la cinstea descoperirilor de sus.
Această cinste a mers până acolo cât descoperirea deplină adusă de Fiul lui Dumnezeu pe pământ s-a făcut prin întruparea sa ca om. Credinciosul poate primi descoperirea dumnezeiască și pentru că el însuși e mistuit de dorul fierbinte după Dumnezeu. Psalmistul lămurește aceasta zicând: în ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat a sufletul meu de Dumnezeu cel viu. Când voi veni și mă voi arăta fețe lui Dumnezeu? Psalmul 41. Un scriitor bisericesc arată astfel suspinul inimii sale după Dumnezeu. Că ne-ai făcut spre a te căuta și neliniștit este sufletul nostru până nu se va odihni întru tine, spune fericitul Augustin. Ca ființă înzestrată cu minte, întrucât este creată după chipul lui Dumnezeu, omul poate primi adevărul din partea lui Dumnezeu. Acesta, în nesfârșita sa înțelepciune, ușurează căile de înțelegere a adevărurilor date în cei care s-au făcut vrednici printr-o viață aleasă și au primit harul Duhului Sfânt. De ce are o autoritate mai mare descoperirea dumnezeiască decât mintea omenească în lucrarea mântuirii? Pentru că descoperirea dumnezeiască nu greșește și nu înșală niciodată, fiind garantată de însuși Dumnezeu, care e adevărul, spune Sfântul Apostol Ioan, de nesfârșita lui înțelepciune și de împlinirea până astăzi a atâtora dintre cele vestite de această descoperire. Mintea omenească poate înțelege unele dintre cele cuprinse în descoperirea dumnezeiască, dar ea nu poate pătrunde toată această descoperire. Pentru ca mintea noastră să fie întru totul de aceeași părere cu descoperirea de sus, ar trebui să cunoaștem pe Dumnezeu în ființa sa. Dar cum ființa lui Dumnezeu nu poate fi cunoscută, pentru că mijloacele firești pe care mintea noastră ne le pun la îndemână nu ajută la acest lucru, noi ne punem toată încrederea în adevărurile descoperirii, care ne fac cunoscut pe Dumnezeu prin predicare sau vestirea cuvântului despre El. Descoperirea dumnezeiască e vrednică de a fi primită de mintea noastră. Dacă mintea își pune încrederea în făgăduința unui om serios și vrednic de laudă, despre care știm că nu ne înșală, de ce să nu dăm aceeași crezare cuvintelor lui Dumnezeu însuși? Nu e mai cu minte, zice Origen, să dăm mai multă crezare lui Dumnezeu? De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne încredem totdeauna lui Dumnezeu, chiar atunci când cuvântul lui pare a fi împotriva felului nostru de a judeca și de a vedea. Judecata și vederea noastră se pot înșela, cuvântul lui niciodată. Câte feluri de descoperiri sunt? Privită după izvorul ei, care e Dumnezeu, descoperirea dumnezeiască e una singură. Dacă, însă, ținem seama de căile folosite pentru a ajunge până la noi, descoperirea este de două feluri. Întâi, descoperirea dată pe calea firii și al doilea, descoperirea dată pe calea mai presus de fire, adică pe cale supranaturală. Aceasta, din urmă, nu poate fi primită fără ajutorul lui Dumnezeu, dat celui credincios. Ce se înțelege prin descoperire pe calea firii? Prin descoperirea pe calea firii, numită revelație naturală, se înțelege cu moara de învățături pe care natura și firea omenească ni le dezvăluie despre existența și unele însușiri ale lui Dumnezeu. Natura, în mijlocul căreia trăim, ne spune că zidirea trebuie să aibă un ziditor, pentru că nu poate fi ceva pricinuit fără un pricinuitor. Ordinea și frumusețea desăvârșită a alcătuirii lumii oglindesc lucrarea unui făcător atotputernic, prea înțelept și prea iubitor. Întreaga fire negrăiește despre Dumnezeu, după cuvântul psalmistului. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă.
În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Psalmul 18. Întreaga făptură, prin ordinea și armonia ei, arată ca din carte și strigă pe stăpânul și făcătorul ei, spune Sfântul Atanasie. Chiar dacă unele popoare se închină la pietre și la lemne, ele știu că este cineva mai mare decât ele. Întreabă lumea, podaba cerului, și vezi dacă nu-ți răspund după înțelegerea lor. Dumnezeu ne-a făcut. Lucrurile acestea le-au cercetat și nobilii filozofi și din artă au cunoscut pe artist. Sfântul Apostol Pavel întărește și adâncește cuvântul psalmistului. Cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Ce se înțelege prin descoperirea pe calea mai presus de fire sau supranaturală? Se înțelege descoperirea rânduită și dată de Dumnezeu prin anumiți oameni aleși în Vechiul Testament și mai apoi prin însuși Fiul Său întrupat în Noul Testament. Prin descoperirea pe calea firii ne ridicăm numai la adevărul că există Dumnezeu și la câteva dintre însușirile Lui. Dacă ne-am mărginit la această descoperire, nu ne-am deosebit de păgânii înaintați ai vremurilor vechi și mai ales ne-am lisit de bucuriile și fericirea pe care ni le-a adus descoperirea pe calea supranaturală. Aceasta din urmă ne face creștini, pe când cealaltă, mărginită numai la cugetare, ne ține doar la porțile creștinismului. Descoperirea sau revelația supranaturală nu poate fi primită și înțeleasă decât de omul credincios, adică prin credință. Prin ce s-a dat oamenilor descoperirea supranaturală? Ea a fost dată uneori prin anumite semne minunate, pe care omul le cunoaște prin simțuri. De pildă, arătarea lui Dumnezeu către Avraam, sub chipul a trei bărbați, la stejarul lui Mamri, sau arătarea Mântuitorului după înviere către ucenicii săi. Avem aici o descoperire din afară, dar, de cele mai multe ori, descoperirea pe calea supranaturală e dată sufletului omenesc printr-o luminare deosebită, pe care acesta n-ar fi putut o câștiga numai prin puterea cugetării sale. Această luminare a sufletului și înzestrarea lui cu puterea de a primi anumite adevăruri ale descoperirii dumnezeiești este insuflarea sau inspirația dumnezeiască. Avem aici o descoperire care se face numai sufletului și prin suflet și pe care o putem numi duhovnicească sau din lăuntru. Sfânta Scriptură spune chiar și în Vechiul Testament, în multe locuri, Ieșire, în Cartea Ieșirii, capitolul 4, în Regi, Cartea a doua Regilor, în Isaia, capitolul 6, Avacum, capitolul 2, că Dumnezeu este acela care a grăit prin Moise și proroci. Sfântul Apostol Pavel rezumă astfel istoria și felurimea acestei descoperiri. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a grăit părinților noștri prin proroci, în zile acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, spune el în Epistola către Evrei. Descoperirea prin semne minunate, controlate de simțuri, și prin însuflarea Duhului Sfânt are autoritate hotărătoare pentru viața religioasă și pentru mântuire. Numai prin această descoperire omul are cunoașterea celor duhovnicești și poate deveni duhovnicesc. Când s-a dat oamenilor descoperirea supranaturală? Această descoperire s-a dat de la facerea primilor oameni, în rai, până la venirea Mântuitorului, care a încununat și a desăvârșit descoperirea. Această lungă durată, 5508 ani, se poate împărți în trei părți. Cea din tâi se întinde de la facerea primilor oameni până la darea legii Vechiului Testament. Această primă parte se împarte la rândul ei în două, de la facerea primilor oameni până la căderea în păcat. Și a doua, după căderea în păcat. Descoperirea se înfățișează potrivit stării omului din aceste două răstimpuri. În rai, omul s-a bucurat de o descoperire directă din partea lui Dumnezeu, care îi vorbea personal.
Dumnezeu îl povățuia și îl conducea direct. Îl învăța despre sine, despre legătura sa cu omul și rostul acestuia în lume și petrecerea împreună cu acest om. Partea a doua a descoperirii începe odată cu darea legii, Vechiului Testament. Ea cuprinde toate veacurile, aproape 14, călăuzite de legea lui Moise și de proroci, și se încheie odată cu venirea Mântuitorului. Această parte a descoperirii nu e deplină, ci pregătitoare pentru descoperirea cea deplină. Sfântul Apostol Pavel o numește călăuză spre Hristos. Partea a treia a descoperirii este cea a plinătății harului și adevărului. Ea începe odată cu venirea Mântuitorului și se încheie cu ultima scriere a Noului Testament. Ne găsim pe treapta cea mai înaltă a descoperirii dumnezeiești făcute în însăși persoana Mântuitorului, care ne dă de plină cunoaștere despre Dumnezeu ca acela care este însuși Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune aceasta în chip hotărât. În zilele acestea, mai de pe urmă, Dumnezeu a grăit nouă prin Fiul și tot El o lămurește arătându-i și scopul, făcându-ne cunoscută taina voii sale, după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte, spre economia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate întru El. De unde știm că Hristos este desăvârșirea și plinirea descoperirii? Din Sfânta Scriptură, din împlinirea întocmai a prorociilor Vechiului Testament și din istoria Bisericii Creștine. Într-adevăr, Sfântul Apostol Pavel precizează, iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Sfintele Evanghelii și întreg Noul Testament întăresc întru totul adevărul că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu întrupat și plinitorul descoperirii dumnezeiești. Prorociile Vechiului Testament privitoare la Mesia, la Răscumpărătorul, la Fiul lui Dumnezeu, s-au împlinit întocmai în persoana lui Iisus Hristos. Sfinții Evanghelii și Sfântul Apostol Pavel citează, adesea în amănunt, prorociile care s-au împlinit în persoana Mântuitorului. Prorocul Isaia, supranumit și Evanghelistul Vechiului Testament, vorbește pe larg de nașterea cea mai presus, mai ales de patimile, moartea și proslăvirea lui Mesia. Toată această prorocie s-a împlinit întocmai în faptele și viața lui Iisus Hristos, așa cum sunt înfățișate de Noul Testament. Documentele creștine, păgâne și iudaice din veacurile 1 și 2 susțin, fără deosebire, că Iisus Hristos, ca Dumnezeu om, este o persoană istorică sub împărații Augustus și Tiberiu și a suferit moartea sub Ponțiu Pilat. Aceleași documente, afară de cele iudaice, constată că nicio altă persoană purtând același nume sau alt nume nu a avut rolul și faptele lui Iisus Hristos. Marele înfăptuiri ale Bisericii adeveresc și ele dumnezeirea întemeitorului ei. Se poate vorbi despre trepte ale descoperirii dumnezeiești? Se poate vorbi cu toată siguranța. Am văzut mai înainte că descoperirea dumnezeiască poate fi împărțită în trei mari perioade de timp. Fiecăreia dintre aceste perioade îi corespunde mai mult sau mai puțin o treaptă de înaintare, cu toate că aceste trepte nu sunt nici totdeauna egale și nici nu vin unele după altele într-o ordine neschimbată. Timpul de la căderea în păcat până la darea legii pe muntele Sinai cuprinde nu numai strădanii ale firii omenești spre cunoașterea adevărului și deci a lui Dumnezeu, ci și ajutoare directe de sus, prin descoperirea mai presus de fire, făcută patriarhilor. La fel, după darea legii, după venirea Mântuitorului, care a desăvârșit descoperirea, cele două treptele descoperirii de dinainte n-au fost înlăturate. Deci, în linii mari, Biserica admite trepte în lucrarea descoperirii supranaturale. Cum este și firesc, Biserica pune accentul pe cele două trepte în descoperirea dumnezeiască, înfățișată prin cele două testamente. Sfântul Grigorie Teologul
vorbind despre schimbările produse de către acestea în viața omenirii de-a lungul timpului, le numește cu tremure de pământ și le schițează astfel. Cităm: cele două testamente sunt două cu tremure, dintre care unul face trecerea de la idolatrie la legea lui Moise, celălalt de la legea lui Moise la Evanghelie. Dar e și un al treilea cu tremur, care este mutarea din această viață în cealaltă. Încheie citatul. Deci biserica admite mersul treptat al descoperirii dumnezeiești. Superioritatea Noului Testament față de Vechiul e confirmată de nenumărate ori de Mântuitorul, de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți. Ea arată că este o desăvârșire a Noului Testament față de cel vechi. Acesta din urmă își păstrează valoarea lui, e adevărat, căci Mântuitorul zice: să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Ca adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce se vor face toate. Dar aceste lucruri din Vechiul Testament trebuie plinite în lumina gradului nou de descoperire, Noul Testament. Ați auzit că s-a zis celor de demult, eu însă vă spun vouă. Noul Testament e dezvoltarea și plinirea celui vechi, dar e mai mult decât atât. El e răsăritul cel de sus, care face să treacă umbra legii. Sporul în descoperirea persoanelor sfinte trăim e arătat de Sfântul Grigorie Teologul prin cuvinte ca adaosuri parțiale, înălțări, înaintări și treceri din slavă în slavă. Duhul Sfânt însuși a rânduit lucrarea în chip treptat, măsurând-o după puterea de primire a sfinților ucenici. Astfel, la început a lucrat prin minunile săvârșite de Domnul, după patim și înviere a fost însuflat ucenicilor, iar după înălțare, la cincizecime, s-a arătat în chip de limbi de foc. De ce învățătura creștină este socotită drept cea mai înaltă treaptă a credinței? Pentru că învățătura creștină a fost dată de însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru că nimeni altul n-a cunoscut ca El în mod direct pe Dumnezeu și n-a învățat pe oameni chiar de la izvorul care e însuși Dumnezeu. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, spune Sfântul Ioan. Mântuitorul însuși declară: cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Căci nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Iisus Hristos a adus descoperirea celor mai mari taine ale adevărului dumnezeiesc, pe care omenirea s-a învrednicit să le cunoască de la începutul lumii. Credința adusă de El a stâmpărat și a stâmpără setea după adevăr a nenumărate suflete. Ea a schimbat fața lumii vechi. Prin luminarea și schimbarea adâncă a sufletelor, ea a legat din nou viața omenească, vestejită de păcat, de izvorul nesecat al vieții netrecătoare, Dumnezeu. Ea a coborât cerul pe pământ, împlinind rugăciunea psalmistului: Doamne, pleacă cerul și te pogoară, atinge-te de munți și fă-i să fumege. Psalmul 143. Cerurile s-au plecat și chiar s-au deschis. În sfârșit, nicio altă credință nu cunoaște sau cunoaștere religioasă n-a putut și nu poate înlocui pe cea creștină, fiindcă n-a avut și nu are roadele acesteia. Învățătura creștină stă pe culma cunoașterii religioase, pentru că nicăieri sufletul credinciosului nu se desfată ca în Hristos de adevăr, dreptate, de fericire, de viață veșnică. Ne spune fericitul Augustin: cum ne putem credința de descoperirea dumnezeiască? Ne putem încredința de descoperirea dumnezeiască pe două căi. Printr-una personală, aflată în cercetător, și doi prin cealaltă, aflată în cuprinsul descoperirii. Cea din tâi e credința, credința e socotită ca descoperire. Ea singură îngăduie omului să vadă pe Dumnezeu. Ea singură ne duce într-o lume mai presus de fire și ne înzestrează cu puterea de a deosebi ce e omenesc, de ce e mai presus de om.
Cea de-a doua cale prin care ne încredințăm despre descoperirea dumnezeiască o constituie semnele aflate chiar în descoperire. Au existat și există semne vădite ale descoperirii dumnezeiești. Care sunt semnele adevăratei descoperiri dumnezeiești? Semnele descoperirii dumnezeiești sunt următoarele. Înălțimea învățăturilor descoperite. Curăția lor dumnezeiască. Puterea lor de a schimba în bine pe oameni. Aceste semne sunt lăuntrice și ele pot fi înțelese numai când descoperirea e bine cunoscută și e cercetată într-un duh de smerenie și de evlavie. Acest duh face fericit pe cel ce se dăruiește unei asemenea cercetări. Despre descoperirea dumnezeiască ne încredințăm și prin semne din afară, minunile și prorociile, la care putem adăuga și calitatea morală a persoanei prin care se face descoperirea. Ce sunt minunile? Minunile sunt fapte dumnezeiești mai presus de mintea și puterea omenească. Ele sunt fapte săvârșite în firea văzută numai cu puterea lui Dumnezeu, întrecând legile minții și ale firii, care se săvârșesc în momente extraordinare, hotărâte de ziditor, și urmăresc luminarea și îndreptarea noastră în vederea mântuirii. Minunile arată voința lui Dumnezeu și tâlcuiesc căile sale cele necunoscute. Dumnezeu este cel dintâi și cel mai mare făcător de minuni, ca unul care este însuși izvorul lor. Mântuitorul a săvârșit pe pământ minuni asupra firii, asupra oamenilor și asupra sa însuși. El a oprit furtuna pe mare, a scăpat pe Petru de la înnec, a prefăcut apa în vin, a înmulțit pâinile și peștii, a vindecat bolnavi, a înviat morți, ceea ce îl face să spună, de n-a și făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. Dintre minunile pe care Mântuitorul le-a făcut asuprași, cea mai mare este învierea sa din morți. Minunile sale dovedesc obârșia și puterea sa dumnezeiască, așa cum el însuși declară. Lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine și că Tatăl m-a trimis. Minunea au făcut și oamenii aleși ale lui Dumnezeu și plăcuți ai lui, ca de pildă unii dintre aceia prin care s-a dat descoperirea dumnezeiască. Moise, Ilie, Elisei, Daniel, Iona, apostolii și alții. Dar aceștia au săvârșit minuni numai cu puterea lui Dumnezeu, dovedind că aveau cu ei puterea Duhului de sus. După ce se cunosc adevăratele minuni, minunile adevărate se deosebesc de cele mincinoase printr-o seamă de condiții dintre care însemnăm. 1. Să fie vrednice de numele lui Dumnezeu și să fie cuprinse în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. 2. Să se producă cu mijloacele cu care s-au produs minunile Mântuitorului și ale Sfinților. 3. Să nu se tăgăduiască unele pe altele sau să se opună unele altora. 4. Să nu contrazică Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. 5. Să urmărească mântuirea sufletului omenesc. 6. Să aducă folos și spor vieții sufletești, nu morții sau păcatului. 7. Săvârșitor minunii să grăiască numai adevărul, să ducă o viață fără pată și să nu urmărească interese personale sau scopuri egoiste. 8. Să îndrepte viața morală a celor ce văd minunea. 9. Să poarte în ele siguranța și puterea Duhului lui Dumnezeu. 10. Să dovedească lucrarea proniei dumnezeiești. Ce sunt prorociile? Prorociile sunt profețiile, sunt arătări prin viu grai sau prin scris ale anumitor adevăruri și întâmplări care privesc viitorul, pe care Dumnezeu le vestește prin aleșii săi în vederea mântuirii și care se petrec în tocmai. Cele cuprinse în prorocii nu pot fi cunoscute pe cale firească. Prorociile sau profețiile tălmăcesc voința lui Dumnezeu și ele se fac numai sub însuflarea Duhului Sfânt. Ele ocupă o bună parte din cărțile Vechiului Testament, unde prevestesc pe Mântuitorul și multe întâmplări din viitorul poporului iudeu și a altor persoane și a altor popoare.
Noul Testament însuși și tradiția de la începutul bisericii cuprind o seamă de prorocii. Mântuitorul însuși a prorocit. Prorociile ca semne ale descoperirii dumnezeiești stau numai în puterea lui Dumnezeu. Ele se deosebesc de prezicerile omenești care se întemeiază sau pe socoteli plăpânde sau pe superstiții. Prorociile dumnezeiești sunt făcute, ca și minunile, printr-o lucrare necunoscută firii omenești. Marea lor autoritate stă în împlinirea lor. Împlinirea lor întocmai arată că Duhul Sfânt este autorul lor. Fiindcă cele prezise se întâmplă, cred și mă supun lui Dumnezeu, zice Teofil al Antiohiei. Cele mai însemnate prorocii ale Vechiului Testament sunt cele privitoare la Mântuitorul. Aceste prorocii, numite mesianice, au prezis cu mare siguranță vremea venirii Mântuitorului. Daniel, capitolul 9, nașterea, pătimirile, moartea, proslăvirea sa în Isaia, capitolul 7 și capitolul 53, și chiar slujirile sale de profet în Deuteronom, de preot și de împărat în Psalmi și în Ieremia. Apostolii au arătat că spusele prorocilor despre Mesia Hristos s-au împlinit întocmai. După ce semne se cunosc adevăratele prorocii, ele trebuie să întrunească aceleași condiții ca minunile. Mântuitorul, Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți atrag în repetate rânduri atenția atât asupra prorocilor adevărați, cât și asupra celor mincinoși, pe care nu trebuie neapărat să-i deosebim, Pe cât de mult suntem datori să cugetăm cu evlavi la prorociile adevărate, pe atât de mult se cuvine să o osândim și să combatem pe cele false. Mântuitorul spune că în vremurile tulburi și mai ales la sfârșitul lumii, se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință și pe cei aleși. Asemenea, proroci mincinoși s-au ivit deseori și sunt și astăzi, dar ei trebuie să fie combătuți cu stăruință pentru a nu fi lăsați să-și facă lucrul lor. Lactanțiu ne spune că adevărații proroci predică toți un singur Dumnezeu, nu suferă de nebunie, nu sunt înșelători, nu umblă după averi sau câștig, nu se îngrijesc de cele necesare vieții, ci se mulțumesc cu întreținerea pe care le-o trimite Dumnezeu. Prorociile lor s-au împlinit sau se împlinesc întocmai, ei își adeveresc trimiterea chiar și prin suferirea chinurilor și a morții. De ce Dumnezeu nu repetă descoperirea sa? Pentru că El a făcut această descoperire odată pentru totdeauna, în vederea mântuirii oamenilor, potrivit planului său veșnic. Dumnezeu se descoperă atunci când știe că aceasta este de cea mai mare trebuință și de cel mai desăvârșit folos. El nu se repetă ca oamenii, pentru că planul sau economia lui Dumnezeu nu cuprinde repetarea descoperirii. Repetarea învățăturii sau a altui lucru este semnul nedesăvârșirii omenești. Repetarea descoperirii dumnezeiești, adică o nouă venire a Vechiului și a Noului Testament, cu o nouă întrupare, pătimire, moarte și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, ar arăta că prima descoperire sau a fost înșelătoare, sau n-a avut loc niciodată, sau a fost incompletă, ceea ce ar fi o necuviință față de numele și puterea lui Dumnezeu. Susținerea sau repetarea descoperirii face pe toți să creadă, nu poate sta în picioare, pentru că nici în timpul Mântuitorului n-au crezut toți în el, cu toate că el era descoperirea însăși. Învățătura din pilda bogatului și a săracului Lazar este că cei învârtoșați la inimă nu ar crede chiar dacă ar și învia cineva din morți.